kabuki este unul dintre cele mai importante trei stiluri de teatru japonez, alături de no și de bunraku. Numele kabuki, care astăzi este o combinație a ideogramelor pentru cântec, dans și artă, a fost ales pentru că avea conotații sonore cu șocant și neobișnuit. În Japonia secolului al XVI-lea, să fii kabuki însemna să sfidezi convențiile, să îmbrățișezi noul și moda barbară adusă de occidentali. În prima parte a secolului al XVII-lea, era un spectacol de varietăți jucat de trupe de actori amatori. Pe atunci, kabuki era considerată o formă matură de exprimare teatrală, apoi a devenit cel mai popular stil de teatru cu trei tipuri de spectacole: dansuri, piese pe teme istorice și piese pe teme de familie. De multă vreme, și chiar și acum, kabuki este jucat numai de bărbați, chiar și rolurile de femei numite onagata. Rareori se fac excepții. Atât costumele, perucile, cât și machiajul sunt alese potrivit rolului și temei. Perucile depind de vârsta personajului, de statutul social, ocupația și perioada istorică. Machiajul depinde de rol, cel mai cunoscut fiind stilul kumadori, care seamănă cu o mască și are vreo 100 de variante. Oricine ajunge în Japonia, la Tokyo, la Osaka sau Kyoto, trebuie să vadă un spectacol de kabuki. Cele mai populare, unde predomină muzica și dansul, debordează de culoare și savoare. Imaginile spun însă totul.